Doamne ajută-vă! Sunt Marcel Strâmturean, același rapsod pe sufletul și pe inima dumneavoastră. Acum, probabil că o să vă întrebați de ce am ieșit iar în mediul online sau offline. Simplă-i întrebarea, ușor îi răspunsul. M-a rugat Marc. Îl știți pe Marc, vai, de familie bună. De Zuckerbergeștilor din deal. Marc Zuckerberg, ăla de mic, tăcu mucii pe același tricou umbla și acum s-a ajuns mare, care Facebook. No, bravo lui! Ce-a făcut el? O mai băgat niște emoticoane noi, niște emoții, niște emoji. Adică, cum zice cântecul frumos, ai implantație de goji, ta di da di da di da di da di da di da di da, am băgat voci în emoji, ta da 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 da. Și api m-a rugat să vi le prezint, să nu mai fie numai amărâtul ăsta de like, că eu niciodată nu l-am înțeles semnul aista, zici că e de la ea mănene, de la fetițele de pe centură. Mânuța asta pe fond albastru, gândești că e mânuța lui Boc. Și-o renunțat la e și-o mai adus 5 emoții noi, 5 emoții faine. Prima dintre ele, inimă. Ai săracă inima mea, săracă inima mea, fostam la Facebook-ul e. Postam la Facebook-ul e, hai, hai, Zuckerberg, hai, sentimente tu ne dai. O inimă albă pe fond roșu, nu știu, îi interzis, o îi permis, asta voi să cugetați. Alt sentiment frumos cu care tot Zuckerberg ne încântă, e râs. Doamne, eu când am văzut emoticoiul ăsta, am crezut că e un chinez constipat care a consumat prea mult orez. Mie nu-mi place de fel. Când râzi, trebuie să râzi cu toată fața, cu toți ochii, cu părul din nas. Ăsta nu e o preieșit. Următoriu, Vov. Vov, adică ni tu, ni la el. Cam mare gurița. Cam mare gurița, zici că e gurița lui Drăgușanca. Dai bun și ăsta. Cu asta te exprim că nu știi ce să mai zici de prostiile de pe Facebook. Următoriul, tristuț, năcăjituț. Îi când vrei să te arăți dubdit, sufletește. Doar o lacrimă să-ți cadă când e mine, ți-amintești? Și să-ți mai aduci aminte că puteai să lăicuiești, firai să fii tu de ciocoflender. Și ultimul, îi unul angry. Așa e de nervos emoticonul ăsta, că i s-a înroșit chelia. Gândești că îi băsesc cu stând pe budă, de când nu mai folosește produse de alea lactate, că i-o dat interzis. No, cam atâta. Cam 5 emoji noi. No, țipați-vă cu ele și cu like-uri pe pagina mea de Facebook, facebook.com/într-o parte Nicuv Bendea. Doamne ajută! Bă, fiți atenți ce știre, tată bun, 28% dintre oamenii care stau la sat nu au baie în casă. Dar 60% dintre ei au internet. 60% au internet. Înțeleg că e important internetul, că ești mai cunoscut, ești pe Facebook, ești... Dar totuși, un pic de grijă față de igiena intimă, de alea. O să vă arăt ce bine e să ai o baie în casă. Nu știi niciodată când îți trebuie o baie în casă. Uitați, eu stau la laptop îmbrăcat așa frumos, mișto, mă deplasez spre baie. Nu, 4, 3, 2, 1, ce să vezi? O ușă de baie. O ușă de baie. Și ce găsești în baie? Alice in Wonderland. Apă. Bună. Să pun lichid, oglindă în care te poți arăta cât ești de bun, hârtie igienică, dacă n-ai șervețele de șters nasul, toaletă cu buton. Ce mai avem aici? O cadă frumoasă de baie, lumină, tot confortul. Dar mai important, dacă ai și internet în baie, ce poți să-ți faci? Selfie. Ha? Selfie. Mult selfie. Selfie lângă apa rece. Selfie lângă apa caldă, asta e mai bengos. Selfie stând pe tron. Selfie stând pe tron, a? Pac, uite aici. Regele junglei detronat de regele toaletei. Și mai important, poți să faci și un duș. Dacă ieși la duș și îți faci selfie-uri, l-ai bătut pe trăistariu, a? Apa. Apa, apa, apa. Selfie, 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 dragii mei. Eu acum intru un pic în confortul ăsta de baie și îmi fac niște selfie-uri, știți voi cum. Nu ezitați, dacă aveți net, vă mai trebuie un singur lucru, baie în casă.
Până una alta, selfie-urile sunt mai importante decât igiena intimă. Selfie-uri, share-uiți, faceți, dați, trimiteți acolo unde vedeți că am pus filmulețul. Acum vă las. Ciao! Sunt trei tipuri mari de prieteni care mă sună când știu că am spectacol. De exemplu, prima categorie. Categoria tipii care nu au relație. Servus, Nicule! Ce faci, dragă mama ei? Servus! Am auzit că ai spectacol. Când ai spectacol? Păi am miercuri în diesel. Aha. Unde? Am miercuri în diesel de la 8 seara. Am înțeles, ai miercuri. De la cât? Da, hai bine, că am ceva pe combinație, numai pe vorbite sunt. Alo! Alo! Tu ia, se, bă, da, îs femeie acolo. Păi nu știu dacă sunt femeie acolo, o să... Curvarule, ți le ții pentru tine. Al doilea tip, prieteni, colegii mei care sunt deja căsătoriți sau sunt pe cale să facă primul pas pe groapă, au apartament în Mărești. Aia te sună așa. Bună, Nicu! Salut, Sergiu, ce faci? Bine. Dar tu, văd că din ce în ce mai bine îți merg business-urile, o să ai un eveniment. La un spectacol. Vii? Stai puțin, între timp aud în telefon. Cu cine vorbești? Vorbesc cu Nicu. Care Nicu? Nicu de te-a furat la... A, țăranul ăla! Are... nu mai ești. Nicu mai ești. Da, am dorit să venim și noi să ne râdem. Ia. Am dat 2 milioane să mergem la Beligan și ai adormit. Nu mergem nicăieri. Ok, Nicu, dacă zici tu că nu mai sunt bilete, revin cu un telefon. Și al treilea tip, care te sună joia, zi miercuri. Bă, ai avut spectacol și n-ai dat un telefon, mă. Mă, dă-o un pizda, mă, zi, mă, de știu de o viață. Ți-am zis, l-am ratat pe ăla, că nu eram în oraș. Eram în turda, mă, dar cum? Bă, dar ți-am zis, când mai ai? Da, mă, ți-i greu să dai un telefon? Dar scuze-mă că... Dar știi că rezervam o masă de 20 de persoane, băgam niște vinuri, chestii, stăteai și tu mai râdeam? Păi zic, ideea sunt timpul spectacole. Aia. Bine, mă, data viitoare să mă sun. No, hai, pa, auzi, n-ai 5 milioane până mă. Eu am fost profesor de matematică 2 ani la liceu, o elevă de nota 10 la 18 ani, o mămică de nota 10 la 19 ani. Trebuie aplaudat la asta. I-a plăcut foarte mult matematica. A iubit matematica, a iubit algebra. Partea cu deplăcutul parantezelor mi-a ieșit, că de aia a apărut Avin Nicolas. Foarte frumos, așa de mult a iubit școala, încât după fiecare trimestru de sarcină a cerut să fie examinată cu teză. Și Sergiu, unde e Sergiu? Te văd, norocosule, te-a luat Alina de bărbat sărac, amărât, n-ai nici cont de Facebook. Urmează. Sărac n-are cont de Facebook, n-are mail. L-ai luat sărac lipit. Nici nu știu cum îl spionezi. Că nici SMS-ul nu dă, numai pip și să-l sun tu înapoi.